justiție. Știm foarte bine că o eventuală revocare a doamnei Chioveși de la șefia DNA și ceea ce ar permite probabil o restructurare a DNA ține de domnul președinte. Bun, pentru că ai adus vorba, țara în acest moment arde, vom avea declarații, vom avea anunțuri, toată lumea privește cu ochii mari la ceea ce se întâmplă în DNA, în România, cu privire la DNA, Bruselul, ambasadori, politicieni. Și, corect, se întreabă Raluca, ce face președintele? Haideți să vedem ce face președintele. Nici la domnul președinte situația nu este tocmai caldă, frumoasă, cu soare. Înțeleg că sunt 18 grade în Tenerife, doamnelor și domnilor. Este înnorat puțin și mâine. Da. Nu se bucură nici domnul președinte de soare, situația este înnorată în Tenerife, la noi însă este furtună.